Deși Astra Giurgiu are un parcurs destul de bun în acest sezon din Liga 1 la fotbal, la nivel de conducere lucrurile nu par să funcționeze chiar atât de bine. Joi, președintele clubului Dinu Gheorghe și-a anunțat demisia în urma unor neînțelegeri cu patronul Astrei Ioan Nicolae. Se pare că Dinu Gheorghe nu se înțelege nici cu antrenorul Gigi Mulțescu, care, potrivit Dolce Sport, a părăsit emisiunea în care era invitat în momentul când prin telefon a intervenit Dinu Gheorghe. Hotărârea este definitivă? Dar stați un pic, adică dumneavoastră v-ați prezentat demisia sau? Eu n-am prezentat nicio demisie, am fost discuția de azi, dar discuția, finalul discuției, cam asta a fost. Am înțeles. Ați avut probleme cu Gigi Mulțescu în perioada asta? Nu fac niciun dialog. E Gigi Mulțescu aici. Întrebarea era dacă au fost ceva probleme. Eu n-am avut nicio problemă. Dar nu sunt niciun fel de judecător. Nu înțeleg, domnule Mulțescu. Păi, dar ce să înțelegi? Voi cu mine în emisiune și ce facem? Facem aici... Păi nu, dar nu-i normal. Dar nu-i normal. Dar ce? Pe mine discuți cu mine și după aceea discuți cu altcineva, nu discuți. Dar vă întreb, domnule Mulțescu, nu este normal să purtăm un dialog? Nu, purtăm un dialog noi. Păi eu purtam cu dânsul. Eu l-am întrebat pe noastră, v-am întrebat același lucru. V-am întrebat dacă... Nu, dânsul aici și stăt, nu discuți cu mine aici și mai timp și ce facem aici? Bun, vă mulțumesc, domnule Mulțescu. Seară bună! Se pare că în urma demisiei lui Dinu Gheorghe din funcția de președinte al clubului Astra Giurgiu a fost numit în locul său Petre Buduru.